proiectul nostru comun cu pădurea Trivale, nu am reușit să obținem suprafețele nici de la prefectură, nici de la direcția silvică, nici de la OCPI. Nu știu dacă ia voință sau altceva. Și pentru hotărârea pe care noi deja am aprobat-o cu pădurea domeniul public din Trivale, avem trei adrese de la silvic cu trei suprafețe diferite. Noi am luat-o pe 2 ani de zile, deci odată în 2018 o suprafață, 400 și ceva, în 2019 au dat 350, apoi 374. Deci și noi am luat-o, bineînțeles, pe ultima. Acum am înțeles de la mediu că n-ar fi nici aceea bună și trebuie să revenim cu o anumită suprafață. Eu sper să nu fie rea voință de la DENŞ. Referitor la pădurea Trivale, ne-au argumentat în adresele dânșilor că nu au contracte de administrare a fondului forestier de pază pentru toată pădurea privată de la noi din Trivale. Cum ar fi normal să aibă. Iarăși colegii mei de la departamentele care se ocupă cu rolul agricol nu au toată pădurea înregistrată. Asta înseamnă că sunt probabil proprietari de pădure care nu au venit să o registreze, nu au cadastru făcut, nu plătesc impozite. Domnul Pănică, în același lucru mi-a spus, foarte mulți nu au făcut cadastru la pădure și atunci nici la OCPI nu există aceste suprafețe. Domnul prefect Bugheu, subprefect, cu adresul de prefect, a încercat să ne ajute, a făcut și dânsul adrese. Eu am vorbit cu colegii de la noi, de la rolul agricol, este o doamnă care se vede de o perioadă mai încoace de timp de câțiva ani, și dânsa va încerca, și ceilalți colegi, vom încerca să căutăm suprafață cu suprafață. Cei care vin acum să-și mai plătească impozit sau să ceară orice altceva legat de numele lor sau de proprietatea lor, de CNP-ul lor, o să îi rugăm să vină și cu acte pentru bucata asta de pădure. Nu abandonăm acest lucru. Deci, repet, noi știm suprafața ca idee, dar nu ne-o certifică nimeni. Și cei de la Minister și de la Mediu, bineînțeles că nu ne primesc fără o suprafață certificată foarte clar. Și eu mă luam bucată cu bucată, deci eu unul sincer să fiu, nu mă las, pentru că nu este normal așa. Am primit foarte multe semnale și de la prieteni și de la dușmani să stau liniștit, să ne liniștim că nu o să reușim niciodată, că nu o să ne ajute nimeni. Repet, și domnul prefect a încercat să ne ajute, domnul Bănică, iarăși probabil nu are sens să mai discute și dânsul a spus că nu are cadastru și nu are ce să ne dea. Iar de la direcția silvică, da, din câte îmi dau și eu seama, dacă toată pădurea se duce în are protejată și vine un custode, probabil că dânsul nu o să mai aibă o vin de activitate și undeva înțeleg că nu vor să ne dea datele respective. Dar, repet, nici măcar pădurea, proprietatea statului, nu sunt în stare să ne dea o suprafață exactă cât este. Ba mai mult, la ultima întâlnire pe care am avut-o cu dânsii, că am fost și acolo, au zis că inclusiv parcul Trivale, unde e Crota Rece, unde e lac, unde spate alea, că de fapt sunt ale lor, ale statului, nu ar fi ale municipiului Pitești. Știu mai multe detalii colegii juridice și domnul Balcan, cu care am fost acolo. I-au spus că în perioada următoare chiar o să ne facă adresă, să le dăm pădurea înapoi și cum are și noi să facem cadastru și tot așa. Este un vid acolo de suprafețe extraordinar de mare. Eu îmi solicit sprijin oricui poate, într-un fel sau altul, să mă ajute. Din orice parte am văzut, bine, nu are sens să intru în cancan de articole, că directorii de acolo se duc și la noua putere și au fost și cu vechea putere și tot așa. Dar oricine vrea să ne ajute, avem același scop să facem pădurea aie protejată, să nu mai taie nimeni absolut nimic de acolo. Dar v-am spus, am văzut colegii și mai sunt vreo 500 și ceva de hectare. O să luăm 10 hectare, 5 hectare, 20 hectare pe care le avem foarte clar cu acte, la rol, înscrise la rol și o să încercăm să le facem pe fiecare. Am luat legătura și probabil că mâine o să mă întâlnesc sau pe mine și cu cei care au făcut primul studiu pentru pădurea Trivale, domnul Gava și domnul Ionescu, nu știu dacă domnul mai este, dar cu domnul Gava cu siguranță. Vom căuta probabil și o firmă care poate să facă un studiu pentru care este necesar pentru declararea pădurii Trivale. Dar asta spun, oricine poate să ne ajute, aș ruga să o facă și iarăși aș ruga autoritățile care au în atribuții sau care au astfel de date să ne le pună la dispoziție, o să încercăm și pe 544 și cu orice altă cale. Pentru că este normal să avem acest plămân lângă Pitești. Mulțumesc!